cu cât călătoresc mai mult, cât am seama că nu știu nimica, dar nimica nu știu. Am început să conduc un scooter fără carnet. Pe drumul spre casă conduceam prin paradisul ăla cu surfboard-ul aici și spuneam, ce zi? That's a cool moment. Ce zi? Și mă duc acum de la localnici ăștia, am fost cu ei la o cascadă impresionantă, am făcut surf în paradis și mă întorc înapoi în orașelul în care noi stăteam, la prietenii mei care sunt toți surferi school și mergem să mâncăm tuna tartar care costă 3 euro da. La cină într-un golf cu un apus spectaculos. Da. Zâmbesc continuu și au o energie care radiază din fața lor. Și zâmbesc cu dinți. Da, zâmbesc cu dinți și au... Și n-au dinți. Nu te păcălesc, nu te înșală la prețul. Cum să intru în vorbă cu ei dacă nu știu pe nimeni, că n-am nici măcar un start? Și l-am sunat pe fratele meu și i-am zis, bă, Victor, nu știu ce să fac, sunt aici în Bali, mi se pare că sunt paradis și eu frecvent, da. Mă bucur de paradisul ăsta, nu știu de unde s-o apuc. Be there, be out there, știi? Adică, important că dacă ceva se întâmplă, tu să fii acolo la momentul potrivit. Dar n-ai cum să fii acolo la momentul potrivit dacă stai în cameră. Corect. Ceva turci, am cunoscut unul, am cunoscut doi și am cunoscut 20 și apoi 50. Da. Și apoi am fost și în Turcia. Da. Salutare de aici, din... Sumbawa, suntem în Sumbawa. Nu suntem în Sumbawa, ok. Salut, suntem în... Unde suntem, Irina? În Uluatu. Suntem în Uluatu. Uluatu, okay. Bali. Uluatu, Bali, aici într-un cadru foarte verde, așa, foarte plin de viață, în junglă, undeva, într-o peninsulă a insulei Bali. Și suntem aici după vreo 2 săptămâni. După ce am călătorit destul de departe, la vreo 2 insule înspre est, în Sumbawa, ne-am întors aici și vrem să facem cu voi așa un soi de podcast, vlog, despre viața în Bali și despre viața în zona asta de Asia, Indonezia, pentru că Irina e aici de mai bine de un an și are o mulțime de povești faine și experiențe pe care vrea să le împărtășească cu noi. Da. Ok. Irina, între alte cuvinte, este fica lui tata și așa că bine că m-ai primit și ne-ai primit aici în cadrul ăsta. N-o să vedeți, e aici o căsuță, o viluță foarte minion, așa, cochetă, undeva pe un deal în Uluatu și o să vorbim astăzi despre de toate. Despre călătorit, despre lifestyle aici, surf, cum... Se simte să călătorești, exact. Cum te... Da. Etică. Nu? Ok. Cu ce începem? Cum a fost în Europa? Ai petrecut în Europa vreo 4 luni, înainte de a veni în Bali și, practic, excursia din Europa te-a aruncat în zona asta de Asia. Da, da, exact. Ce fost 4 luni în Europa și am ajuns aici și am zis, wow, ok, am stat un an. A fost fain, dar a fost o experiență foarte bună pentru mine, că am... Văzut, în primul rând am fost în niște orașe, niște locuri în care fusesem deja, multe din ele. Știam cum stă treaba, e safe, e euro, e aici acasă, ai o zbor de oră spre casă, e easy. Și știam foarte multe locuri unde să mă duc, știam cum stă treaba. Culturile, civilizații. A fost foarte diferit. Foarte multe petreceri, foarte multă agitație, foarte scump. Da. Foarte oamenii scump. Erau în marea lor majoritate backpackeri. Bine, asta e pentru că eu am stat la hostel. Da, exact. Deci acolo am stat aproape 4 luni la hostel în fiecare noapte. În camere comune, practic asta e caracteristic hostelului. Da, o cameră de 8, 10, 12, 14, care au fost după la un dat eram chiar din ok. Da, a fost o experiență foarte bună, mai ales pentru mine, nu știu, așa în România nu știam pe nimeni care să facă asta vreodată. Da, a fost o chestie faină și după aia eram foarte sătulă de orașe și de betoane și așa, dar niciodată nu călătorisem într-un loc verde. Credeam că eu sunt făcută pentru orașe mari și n-am ce să caut într-un sătuc, într-o insulă, mai mult de o lună, așa, ce să fac acolo? Da. Cum asta era chestia, știi? Așa că în ianuarie 2023 am venit împreună în Bali, eu pentru 2 săptămâni, la ai stat 3. Sugestia Irinei, da, să
cumva să o ajut să se stabilească cumva aici, să-și pună niște... Da, nouă ne place să călătorim împreună, da? Și am zis, bă, let's go together, n-am fost niciodată, am 18 ani și sunt o gagică tânără și mică, nu știu ce fac cu viața mea, habar da. Am. Help me! Ok, și am venit acum un an și ceva împreună, de data aceea am venit în Bali, dar în Ubud, care e un sat, orășel, yoga în munte cumva, foarte, foarte pitoresc. Am fost și acum pe acolo 2-3 zile și pe urmă am lăsat-o pe una singură. Și ce s-a întâmplat mai departe? Mă, nu știam deloc ce-i Bali-ul ăsta, am ajuns aici așa cumva printr-o... Așa s-au aliniat chestiile. Știam, caut altceva după Europa. Noi fusesem în Thailanda acum 10 ani când eram eu mică. Bă, poate merg în Thailanda, acolo mai au și orașe. Și nu mai știu cine mi-a zis că merge în Bali. Mi-a zis un X că a fost în Bali. Am zis, bă, merg în Bali, că doar lângă o fie. Adică tot aceeași chestie. Pe hard rat aproape. Da, și cumva așa, știam așa că e fain, n-am fost niciodată. Am zis, ok, Bali it is. Uh-huh. Și mi-am zis că vin o lună și după aia plec. Cumva, uh-huh. Două luni și după aia plec. Mi-am ajuns aici și nu știam exact. Am crezut că l-am abordat ca și Europa. Am mers la hostel și am mers la hostel și mi-am zis, something doesn't add up. M-am schimbat și eu, nici nu e același vibe ca la hostelul din Europa. Nu că e mai rău, nu că e mai bine, dar m-am schimbat și eu. Și mi-am zis încă o chestie, e foarte ieftin. Foarte accesibil. Eu când am venit aici credeam că o să locuiesc tot și au stat la hostel, că nu credeam că îmi permit să stau la cazări. Și după aia, n-am crezut că e posibil să-mi iau o cameră privată cu 10-15 euro pe noapte. Uh-huh. Și după aia am găsit chestia asta după prima săptămână și zic, wow, în Europa, odată în alea 4 luni mi-am luat un apartament pentru 2 zile și a fost 80 de euro pe noapte. Și da, mi-aduc aminte undeva, în Franța cred că era. În Spania. În Spania. Și așa m-am bucurat de apartamentul ăla când am ieșit odată din el în 3 zile. Da. Așa am ajuns aici și am fost la hostel, am fost la tot felul de... așa, backpacker vibe, și mi-am seama că nu e deloc ce-mi doresc și că pot să locuiesc aici cu 2-3 din banii care cheltuiam în Europa într-o cameră privată și să mănânc în oraș în fiecare zi. Da. Care e un mega lux. Și fain. Și cam asta a fost. După aia m-am adaptat, am început să conduc un scooter fără carnet. Ah, da, așa e o poveste, da. A fost fain, a fost ok. Noroc că am fost noi doi împreună. Da. Noi când... mă rog, de-a lungul anilor împreună am călătorit în multe destinații pe motocicletă. Eu ca și, știu eu, pilot și Irina ca și pasager. Și când am venit aici în Bali, Irina nu avea nici măcar carnet de șofer atunci. Nimic. Deci, da? Și după prima zi Irina mi-a zis, știi ce, tata, eu o să-mi iau un scooter aici după ce pleci tu. Și am zis, Irina, dar nu ai carnet, adică cum? Deci, tata... vrei sau nu vrei, eu tot o să-mi iau un scooter, așa că mai bine te-ai concentrat să mă ajut să învăț cum să conduc un scooter. Da, corect. Așa că după o jumătate de oră de introspecție aveam două alternative. Da, nu, că ai stat 2-3 zile. Da. Zis, ok, mai stăm 2-3 zile, mai mergem în spate. Da, bun, cu mine. Da, am acceptat ideea. Și ai zis, mai dezbat un pic, da. Mai stai în spate și mai mergem să vedem cum se dau ăștia pe aici. Așa? Da. Și am realizat că viteza de condus aici e extrem de jos, 30-40 de kilometri la oră. Regula e că nu sunt niște reguli scrise, ci toată lumea merge... Regula e că nu sunt da, reguli, exact. Și toată lumea merge așa frumos, tangențial, intri în intersecție, te asiguri, te uiți în ochii celălalt. Și am înțeles cumva dinamica de aici. Așa că am început să facem lecții și după vreo 3-4 zile ai găsit un individ aici care te-a ajutat să-ți obții un carnet. Exact. Da. Și te-ai dus singur într-o dimineață. Exact, la poliție. De la poliție și ți-ai obținut un carnet. Un carnet de șofer. Și examenul a fost în felul următor. Știi să conduceți scooter? Da. Ok. Bine. Și într-o oră și ai avut carnetul. Da, au costat 100 de euro. Da. Aia a fost, de fapt. Ok, 100 de euro. 100 de euro că ai dat în mâna omului. Da, și e pe 5 ani. Da, și ai avut carnetul. Și la de motocicletă, nu e de scooter. Ok, și de atunci, în fiecare zi... Și să știi că e pont. Da. Pentru că te oprește și îți cere și na, trebuie să-l ai. Da. Ok, deci avem carnet de scooter de Indonezia, obținut așa de... De românesc n-am. Da, de românesc încă n-ai, de scooter doar de șofer. Ok, și să ne întoarcem în Bali. Ai venit aici... fără să cunoști nimic, cum ți-ai făcut cunoștințe? Cum ai început să cunoști oameni? Nu cunoșteai absolut da, pe nimeni. Eu te-am lăsat aici singură. Simțeam cumva că sunt oamenii pe care eu îi caut. Da. Știam că sunt aici undeva.
Și mi-am dat seama cumva și totuși că nu o să-i găsesc în hostel. Și a fost și un motiv pentru care m-am retras. Dar nu știam unde să-i caut. Cum ai zis tu, am venit aici singură, habar n-aveam, băi, îi vedeam în jurul meu cumva, că sunt oameni care au tot felul de business-uri, creativi, fotografi, influencer, whatever, tot felul, business owner, investitori, tot felul de personaje. Și știam cum să intru în vorbă cu ei, dacă nu știu pe nimeni, că n-am nici măcar un start. Și am stat singură mult, mi-am făcut o serie de prieteni, dar erau de ăștia care stăteau o săptămână, 10 zile și plecau, erau călători. Da. Am zis, băi, eu nu pot sta la hostel, că vreau să stau aici câteva luni, că n-am ce să caut acolo, pleacă, vin ăștia, nu e de mine. Vreau să cunosc oameni care au ajuns să-și trăiască deja lifestyle-ul ăsta, ca să, că aia vreau și eu să fac. Adică nu doar să fie pentru 2 săptămâni. Și am stat singură mult, nu știam exact unde să mă duc, eram destul de pierdută așa, stăteam mult în cameră, nu știam exact de unde să apuc și it gets to you, știi, tu ești, nu știi pe nimeni, e greu așa, Și oricum în Bali simt super ușor să-ți faci prieteni, nici nu pot să-mi imaginez cum e într-un oraș uriaș nou în care nu știi chiar pe nimeni și n-ai nici job și n-ai nici, știi, că n-aveam nimic să mă lege de cineva. N-aveam un proiect, eram efectiv singură. Și l-am sunat pe fratele meu, pe Victor, și am zis, bă, Victor, nu știu ce să fac, sunt aici în Bali, mi se pare că sunt paradis și eu frecment, nu mă bucur de paradisul ăsta, nu știu de unde să o apuc, adică ar trebui să fac ceva, știu că sunt o grămadă de chestii care pot să le fac și nu știu ce să fac. Și zis, pasul 1 e du-te în lume și o să se întâmple chestii. Dar get out. Da, just go, get out, be there, be out there, știi, adică important că dacă ceva se întâmplă, tu să fii acolo la momentul potrivit. Dar n-ai cum să fii acolo la momentul potrivit dacă stai în cameră. Corect. Ok, că tu poți să-i inițiezi chestii și când nu ai puterea să inițiezi mare lucru, just be there, că o să se întâmple ceva. Zis, ok, are dreptate. Nu te mai plânge atât, dar numai du-te și ieși între oameni. Da, dacă citești, du-te și citește la cafenea, nu mai sta în cameră. Du-te în locuri în care se întâmplă chestii. Lucrează la cafenea asta. Da, du-te, da, nu știu, du-te, vezi că lumea face o chestie, du-te, faci tu chestia aia, dacă vrei. Sau eu zic că vreau să mă văd cu oameni care fac aia. Ok, du-te, fă chestia aia și o să te prietenești cu oamenii, că nu o să vină nimeni la tine să zică, wow, pare ca și cum ai vrea să faci surf, hai cu mine. Da. Știi? Da. Am stat 3 luni până m-am apucat de surf. Că nu știam cum, cine să vorbesc, unde să mă duc. Am făcut eu cu un profesor, dar iar singură să mă tot duc. Păi du-te și tot faci, tot faci și o să-ți faci prieteni care fac surf. Și acum toți prietenii mei fac surf, știi? Și chestia a fost că după ce mi-a zis chestia asta, și noi, eu cu el avem o relație destul de apropiată și cumva nu ne dăm advice așa des, dar când îmi zice, bă, fă chestia aia, ok, îl ascult, că înseamnă că e serios. Știi, eu dacă îi zic, Victor, trebuie să faci așa sau îți recomand să faci așa, ok. Da, știi? Un feedback bun. Nu des dai feedback de un pixul. Da. Dacă zici o chestie, chiar înseamnă că trebuie să-l ascult. Da. Du-te și fă chestii. Ok. Are dreptate. Și are și 5 ani extra, știi zice. Bine. Și a doua dimineață m-am dus la un run club. Era ceva chestie, am zis eu într-o cafenea un afiș. Ce însă de chestii care dacă ești singură, zic, nu mă duc. Ce să pot, dacă ea se știe între ei, dacă... Da, alergă mai bine sau știu eu. Da, dacă alergă, eu nu alerg. Dacă alergă bine, fac eu un pic de sport. Pot să alerg 5 km, dar nu bine. Da. Sigur. Spun, mă duc. Ce o se întâmple? Da. Nu mă știe nimeni. Dacă pic în nas, nu știu, ok. Mă opresc. So what, știi? Nu trebuie să-mi dau numele, și nu știe nimeni cine. Mă duc acolo, dacă nu-mi place, efectiv nici nu mă prezint. Da. Mă duc. Și m-am dus la 6 dimineața și era un grup de tineri. Cool. Și am zis, bă, this is nice. Și am început să alerg cu ei. Am tot vorbit cu mai mulți. Nimeni nu pot zice că... N-am simțit așa o chestie neapărat, o conexiune, niște oameni. Erau oameni foarte faini, dar atât cumva. Și ne-am schimbat Insta-urile, nu știu ce, n-am rămas în contact. În schimb, alergam. Și la un moment dat gâfuiam așa cumva și mai am 4 km și foarte cald aici. Da. Foarte cald, era sezonul umed, 30 de grade la 6 dimineața și umed deja. Și eram super așa obosită cumva și vine din spate o gagică, mai scundă așa decât mine, super drăguțică. Hey, hello, my name is Patricia, what's your name? Zic eu așa, are o voce foarte drăguță, cred că ai auzit-o și tu. Are o voce tare subțire și cute, zici că e de desen animat. Da. Și mă alergam așa, hello, cumva. Și încă o chestie cu Bali, sunt foarte mulți oameni care fac chestia și foarte mulți oameni care se prefac că fac chestii. Ca peste toată lume. Da, da. Dar aici sunt niște tipare de oameni care vor să fie chestii. Și când cineva zice, eu sunt fotograf,
șansele să fie un fotograf premiat cu 15 milioane de premii și cu 10 milioane de urmăritori sau să fie un wannabe. Un wannabe. Cum sunt eu, cum sunt mulți alții. Da. Dar sunt unii care le place să umfle chestia asta și tot mai des o vezi așa. Da. Și când mi-am zis că e graphic designer, am zis, bă, bă, fac și eu niște logo-uri, nu știu, nu vreau să, să nu fac chestia asta, imaginea asta în cap, că o fi, nu știu cine, nu știu cum și așa. Zic că e graphic designer, zic că, bă, I'm a graphic designer too sometimes. Da. Mă gândesc că e ca mine, fac și eu trei logo-uri, că mai fac și eu dacă nu-i profesia mea, nu am făcut asta, mai făcut eu niște chestiuțe așa, proiectele mici, mici. Eu am prietenit cu ea, așa, am vorbit cu ea, și am zis, tipa asta chiar pare foarte tare, dar nici nu părea super interesată, e pentru că ea lucrează foarte mult. Și a venit aici să lucreze, da, era visul ei din adolescență să se mute, să stea în Bali un pic și a venit două luni să lucreze aici. Și lucra 8 ore pe zi, lucra minim, aș zice, așa, dar era constant în lucru și dacă făcea activități, orele făcea, se întorcea la lucru, știi? Nu prea avea timp de cafele, așa. Da. Și da, am mișcat cafea și ne-am seama, bă, chiar e tare și ne-am înțeles foarte bine și după aia am fost cam un duo așa pentru o lună. Cam numai eu și ea eram aici. Mai aveam prieteni așa, dar nu nimic relevant așa pe termen lung. Și noi eu am rămas aici aproape 4 luni, am stat cu ea acum. Și tu ai cunoscut-o și mama. Patricia era din Slovacia. Din Slovacia, dar și de asta probabil ne-am înțeles cumva. Este european și așa, o cultură asemănătoare. Bun, și pe urmă au început să dezvolte, știu eu, sfera, cercul. Cercul de prieteni. Iarăși îmi doream, ți-am spus foarte tare să fac surf. Era un vis de-al meu, așa cumva, nu foarte bine organizat sau pus la punct. Da, că mai făcuse-și prin Hawaii, am făcut la 14 ani. Dar nu de asta neapărat că am făcut atunci, ci mai mult tot urmăream tot felul de oameni care fac surf și nu înțelegeam eu nimic ce cu surf-ul ăsta. Se părea cool. Mi se părea cool, dar și ca lifestyle așa, să mergi la plajă, faci sport. Eu urăsc să merg la plajă, mi-e place să stau la plajă, detest, toată plină de... Sunt paradis și eu sunt nervoasă dacă stau la plajă. Nu, deci ce nu se poate pentru mine. Nu pot să stau locului în soare. Da. Și mi se părea o chestie foarte cool. Dar așa, de unde o apuci? Din Cluj, de la munte. Am fost la mare de câteva ori în viață, așa, trei zile. La mare, nu la ocean. Da. La ocean am fost odată sau de două ori, poate, nu foarte des. Cum apuci tu surf? Cum ai găsit oamenii? Am tot tras de Patriție. Hai cu mine odată. Mai făcuse și ea ca mine de două, trei ori în viață. Lecția așa de super simple. Și am luat o lecție, am luat un coach. L-am plătit pe Airbnb Experiences. Da. Și am mers, am făcut o lecție. Și din nou, eu nu știam că valurile sunt mari, mici, pot să fie azi mici și mâine uriașe. Nu știam chestia asta. Dar norocul nostru că în ziua în care noi am bucuit și ora la care noi am bucuit au fost perfecte. Perfecte. Și următoarele 4-5 zile au fost tot așa perfecte. Și am făcut cu el și a fost foarte nice, nu știu ce. Dar Patricia, cum lucra așa de mult, nu prea avea timp de surf. Și nici nu era o prioritate pentru ea, mergea la sală. Și s-a doua zi, hai să mergem, nu știu dacă pot, nu știu ce. No, știi ce, eu mă duc. Mi-am închiriat un board, habar n-aveam ce fac. Și am intrat în apă, cumva în teorie, așa e simplu, dai din mâini, mergi acolo, prinzi un val, te ridici, mergi înapoi. Dar, de fapt, sunt mulți factori. Da. Și norocul meu că și în ziua aia au fost valori tot foarte prietenoase. Și am mers acolo și stăteam în line-up la surfer și eram foarte confuz, nu înțelegeam nimic. Încercam să-mi fac prieteni, întrebam, hello, what's your name, where are you from? Și majoritatea nu erau foarte interesați, ei erau acolo să facă surf. Și am trăit-o pe tipă, nu știu ce, și am început să vorbească cu mine. Și Caterin, că e tipa asta, e chiar amuzantă, foarte amuzantă. Și după aia și-am vorbit și mi-a zis că e o 16-ime româncă, are o poveste. Și era super, super cateringă-i cuvântul. Deci tipa, haioasă, din prima, am râs cu ea, am zis, bă, asta e ceva, nu-i apple la cap. Nu-i bine. Era Alex? Da. Eu știu din poveștile tale. Da, e un personaj. Și așa ne-am prietenit la surf în apă, dar n-ai telefon, n-ai nimica. Da. Și mi-a zis, bă, you're cool, let's hang out, știi? Și zis, yes, că știu ce? Zică, what's your name? Alex Weber. E un nume foarte comun. Adică intri pe Insta și 100 de Alex. Da. Și am zis, bă, ok, what's your name? Zic, Irina Cook. Easier.
I don't know if you will remember, știi? Adică da. Nu e american deloc. Da, da, da. Măcar una din noi să rețină. Da. Și am zis, în caz că nu ne găsim pe Insta, ne vedem la stâlpul ăla la 7. Mâine. Da. Ceva ce eu n-am făcut în viața mea, că eu n-am trecut da. Telefon de când îs mică. Da. De asta că de seara la 7, la apus, la stâlpul ăla. Ok. Și the funny thing is, eu am înțeles stâlpul greșit. Cu el am avut o bază și de acolo n-am, știi când ai un om, doi care ți-s dragi, ești apropiat și te simți foarte bine cu ei, nu mai cauți. Da, da. Îți poți vedea liniște treaba ta dacă știi că o dată la 3 zile te vezi cu omul ăsta. Dar cu Alex a și locuit cumva? Sau? Am și locuit, că împărțeam o grămadă de cazări ca să salvăm o grămadă. Da. Am avut și la cazare, plăteam 3 euro fiecare pe noapte. Da. Și împărțeam un container. Ok, da. Ea strânsese banii și pleca și călătorea, nu făcea niciun bani. Da. Că însemna pentru cât salvează mai mult buget. cu atât călătorește mai mult. Câștiga mai mult timp, da. Și n-avea atunci, nu cheltuia, știi, că ăsta era visul, cumva, golul ei, să poată să facă asta cât de mult timp. Păi da, prin ele, am stat cu ele mai mult timp și ele s-au înțeles, dar, din nou, erau destul de diferite și ea lucra mult, Patricia. Da. Și după aia am început să cunosc ceva turci. Am cunoscut 1, am cunoscut 2 și am cunoscut 20 și apoi 50. Da. Și apoi am fost și în Turcia. Da, pară așa se întâmplă cu turcii, seamănă cu noi cumva ca și... Hai și tu! Da, vibe, amabilitate, da, dinamică. Da, sunt oameni foarte faini după mine. Și instant am clicuit cu ei. Și am cunoscut, din nou, 1, 2 și erau atât de amabili și de drăguți și cald, chemau și... Foarte, foarte fain. Și... Am ajuns să am o grămadă de prieteni turci, adică mi-am după vreo 4 luni în Bali, la un dat eram la cină și stai așa o secundă, am uitat în jurul meu și spus, la o masă cu 20 de turci. Și singurul outlier. Da. Good, oameni. Și despre localnici? Localnicii sunt foarte friendly, da? Știi și tu asta din experiență și cam toată lumea care vine aici și îi deschis un pic. Odată chiar povesteam cu tine ieri, alaltăieri, o caracteristică a oamenilor de aici din Bali, că zâmbesc continuu. Zâmbesc continuu și au o energie care radiază din fața lor. Și zâmbesc cu dinți. Da, zâmbesc cu dinți și au... Și n-au dinți. Care, da, unii nu au. Zâmbesc așa de natural și de deschis și de luminos. Și povestea asta te energizează din start, da. Și deci tu ai cu scooterul și te văd că ești alb așa și se bucură. Da. Nu-i deloc pic de hate, de ură față de tine, în alte locuri. Și ar fi pe bună dreptate, adică până la mai veni și le-ai distrus. Le invadezi insula și mediul. Și ei se bucură de tine pentru că ei zic că ești un blessing și e bine și trebuie să-ți ofere energie bună, că ești la ei acasă și să te primească frumos. Și tu ai cu scooterul și eu tot timpul îi fac eye contact cu ei conducând așa prin sate. Vezi așa, și la tine... Da, și mi se pare mie, așa, în experiența puțină, în raport cu cât ai trăit tu aici, cu ei, că mi se pare că una din caracteristicile lor e integritate. Adică oamenii ăștia nu te păcălesc, nu te înșală la prețuri, nu-ți încarcă prețurile, nu au prețuri diferite, dacă vorbim de zona asta financiară, la piață sau știu eu, dacă cumperi ceva. Nu prea, adică... Oriunde turistic în lumea asta, inevitabil or să fie câțiva mai deștepți care o să-și facă bani. Înțeleg, dar în ansamblu, eu când am ajuns aici, de onești. Da, deci eu când am ajuns aici, credeam că o să fie... Acum nu vreau să zic că în Thailanda e așa, dar cam e așa. Trebuie să te negociezi un pic cu ei. Turcia e la fel, sunt multe țări asiatice, India. Da. Trebuie să... Bine, hai, cât îmi dai, cât nu știu cum. Și am ajuns aici și am avut impresia că trebuie să mă cert cu ei un pic. Asta sigur îmi dă preț mai mare, nu știu ce. Și așa, prima lună tot încerci să negociezi cu el, să-i zici, după aia îți dai seama că ei aproape niciodată nu-ți dă un preț mai mare. Au unele chestii, evident, cazări, dar scooter sau așa, mai sunt unii mai care mai vin de pe alte insule, vin aici să facă business. Da. Dar o proporție de 80% aș zice, îs destul de onești. Și am mai avut o chestie, l-am dat cu un localnic care i-am zis că sigur e preț, ai, nu-mi da preț, adică dăm preț bun, dăm preț oficial, preț de localnici. Și la mine cumva gen, nu dezamăgit, dar cumva așa gen, noi nu facem asta, la noi e karma. Acum, I don't play with karma. Da, acum, în paranteză fie spus, Bali e singura insulă, e o comunitate, să zic eu, sau o insulă care are o populație de 4 milioane de locuitori, în vreo 270 de milioane cât toată Indonezia, e singura insulă, singura comunitate non-musulmană. Da. Nu. Bine, mai sunt... Singura comunitate e hindu.
hindu și mai insula lui religii. 90% da, adică hindu și hinduismul ăsta balinez, care e diferit de nu mai găsești nicăieri, cel din India, da. Inclusiv templele, arhitectura templelor lor e diferită, particulară. Și religia are niște nuanțe particulare aici în Bali. Așa că ăsta e motivul pentru care ei cred în karma. Toate celelalte insule din jur, noi am fost în est, Rina a fost și în vest de Bali. Și insule musulmane, o cultură foarte diferită de ce vezi aici în Bali, de la arhitectură, administrație. Dar între toate e diferită, aia e crazy. Da. Se simte deci, când treci cu feribotul, ai ajuns exact. Într-o lume un pic diferită. Ajungem și acolo. Bun, deci hai să rămânem încă în Bali. Ce zici despre locuri, natură, orașe, comunități? Pentru că sunt niște nuclee pe care eu le-am descoperit așa în Bali. Sudul insulei e mult mai civilizat, aici și capitala, aeroportul. Denpasar, jumătate de jos, da? Mm-hmm. Deasupra Denpasarului e Ubud, undeva cumva ai remarcat și tu conducând în afară de partea de nord, Changu. E că tot sudul e un oraș mare. Da, practic sunt interconectate, nu prea faci diferența. Nu prea mai există, adică mergi din Changu în Ubud, nu o să treci prin natură, o să fie tot oraș. Mai prins câte un rice field, așa, câte un câmp de orez. Exact. Sau știu, da. No, Uluatul încă e destul de natural, dar nu mai dau mult. Da. Dar se construiește aici în... E șocant. S-ar putea ca în 5 minute să înceapă cu drr-drr aici, că exact. E dimineață. Da. Dar vreau să... Cumva, îs câteva nuclee foarte faine. Cele mai populare sunt Ubud, Changu și Uluatul, cred. Da. Și mai sunt câteva de care se știe, dar astea sunt cele trei, uh-huh. Adică cămâna se locuiesc expații. Care toate sunt cumva legate de Denpasar. Capitala, Ubud, Changu și Uluatul e jos. Deci toate sunt la jumătate de oră de capitală, de centrul capitalei. Și sunt foarte busy, sunt foarte crazy, dar sunt diferite toate, nici nu știu ce să zic despre ele. Ubudul e cel mai popular, cel mai turistic loc și cred că e cel mai vechi, cumva, așa, ca turism. Ai văzut și tu că e un turism mai echilibrat un pic? Da, e un turism echilibrat. Echilibrat. Da. Mai echilibrat. Da, mai echilibrat. Oamenii aia, așa cum îi percep eu, sunt mai munteni. Sunt mai balinezi. Mai balinezi. Găsești în... Mai puțin adaptați vest. Da, sunt mai autentici. Adaptați, dar nu sunt așa vestici ca și cultură. Sunt mai autentici. Exact. Au temple peste tot. Au casele lor construite în stilul pur balinez, cu temple în curți, cu o arhitectură specifică. Ce mai poți să vezi în natură? Foarte au multe. Vulcani, au cascade, au plaje, vulcani, au doi vulcani, unul Batur, pe canioane, care e popular, mai este unul mult mai înalt, care și ăla poți să-l urci, dai vreo 10 ore din câte am înțeles. Coasta de nord e destul de pustie, așa, comparat cu restul. Tot e foarte civilizat, tot sunt civilizații peste oameni în sate, dar nu e busy. Okay. Acolo poți să vezi delfini, tot felul de chestii. Pe coasta de vest, o bucată din insulă e parc național. Așa, deci exact. Nu poți să prea ce să faci acolo decât să mergi să te plimbi, dar eu am fost numai cu scuter în jur. Uh-huh. Coasta de vest are multe, foarte multe locuri de surf pentru începători. Uh-huh. Valurile sunt foarte soft. Uh-huh. Poți fi și mari, dar sunt moi. Da. Deci asta e pe coasta de vest. După aia cobori în Uluatu, unde stăm noi acum. Da. E o peninsulă unde poți să faci surf. Cel mai scump loc după mine, cel mai hipster, nu hipster, cel mai așa cumva... luxos, dar mai premium un pic așa, se simte pe locuri, dar e și scump tare, sunt mai puțin oameni. Așa scump în raport cu restul insulei. Da, adică nu e așa de ieftin pentru un român, turc, pentru whatever, știi? Deci coasta de vest e cu Changu, partea aia super, super, super busy, agitată, cu night. Crazy ce e acolo. Da. Deci, acolo conduci 20 de minute. La fel de repede ca și cum ai umbla 20 de minute, dar nu poți să umbli, că n-ai unde să umbli. Da. Dar e bară la bară, n-ai unde să te miști. Okay. Blocaj, practic. Blocaj. Da. Așa e zona aia. Și asta ziceam, după aia Uluatul și după aia coasta de est, care are ceva așezări turistice. Uh-huh. Este un loc sanur, unde sunt foarte mulți oameni în vârstă pensionari, retrași. Și după aia mai poți să mergi pe coastă și am fost, noi am fost acolo, în Chandidaza. Da. Destul de frumos, destul de...
Da, local, tradițional, da, peaceful, local, așa. Mult mai liniștit, ca și... Și după aia, centrul insulei, cumva densitate. Mai spre nord sunt vulcanii și sunt foarte multe sate și cum îi, totul e orezării și văi, știi și plantații tu de palmieri. Asta, toate drumurile sunt așa. Da, și zigzag. Și vrei să ajungi de aici, aici... Și pe hartă e atâtica, poți să-l și vezi pe vecinul, dar e jumătate de oră, trebuie să mergi. Băile, da. E spectaculos. Noi am petrecut zile întregi conducând scuterele prin jungle și prin munții aia. Efectiv, urci așa de mult că la un moment dat se încețoșează clima, plouă mult, e mai rece. E rece. Se schimbă vegetația. Foarte interesant și toate sunt așa de accesibile, în sensul că într-o oră urci în vârful vulcanului sau cobori. Păi, într-o zi ai fost din Ubud, în 45 minute erai la vulcan. Exact. Și peste tot găsești nuclee din astea de civilizație sau taverne locale, care se numesc Varung, poți să mănânci foarte, foarte ieftin. Sau, da, cu 50 de centi euro. Da, sunt foarte multe puncte de atracție aici și foarte multă siguranță. Care e foarte important. E siguranță, e siguranță. Da. Hai să vedem care e lifestyle-ul, ce povestim despre mâncare. Nici nu zic că știu că plec de aici imediat și nu mai am acces la bunătățile astea. E cea mai bună mâncare din lume. Da, e o bucătărie foarte amestecată. Da. E un centru, un hub culinar. Culinar de mâncare. De toate felurile. Incredibilă. Mixate, amestecate între ele. Și toate sănătoase. Exact. Și te simți așa energizat din de vitaminele astea. Foarte, foarte, foarte mult verde, foarte mult vegetal în mâncare. Eu sunt vegetarian. Și totul e calitativ. Exact. Și accesibil, și foarte accesibil financiar. Da, de înțeles că au un pământ foarte fertil. Da. Adică sunt 3 sau 4 culturi de orez pe an. Patru culturi de orez pe an. Deci problema e să le exploateze eficient. Și sunt mulțime de elemente din astea, ingrediente, care nu le găsești altundeva. În lume, dacă le găsești doar conservate aici, sunt proaspete, da? Chestii care nu ți dai seama, nu știu, ai și acces să bei, eu beau apă de beau coconaturi, așa, 1-2 pe zi. Da. Nu ți dai seama că e de aici, știi, ia și ți-l dă, dar uiți că ăsta în alte locuri, că îl găsești la Lidl, nu știu, au ei săptămâna indoneziană. Oferte, da. Și ți dă acolo coconut, e 40 de lei și are gust nimic. Și a fost cules acum 40 de zile. Da. Ok. Deci, da, bucătăria extrem, extrem de variată, extrem de proaspătă. Și aproape nu nimic nu pare să fie conservat. Și ai din toate colțurile lumii. Dacă vă plac dulciurile, e o nebunie aici, în bucătăria asta. Vegan, raw vegan. Extrem de ofertant, dacă ne referim la bucătăria. Aseară am mâncat la un thai, la o tavernă, fără niciun fel de pretenții, însă mâncarea perfectă. Și cât am cheltuit? Nu știu. 16 euro. Da. Ne-am luat antreu, două feluri de mâncare, desert, dulce, coconut, ceai. Da. Ok. Bun. Ce vorbim despre party-uri, alcool? Nu știu de aici. Da. Când am ajuns în Bali... În primul rând, tu nu bei alcool. Nu beau alcool. Am băut destul, ca să clarificăm. Până la cumva, un punct, crești în România, se bea mult, oamenii se distrează și m-am distrat foarte mult în liceu și în alea 4 luni în Europa. Da. Foarte mult și acolo, petreceri non-stop. Și de asta am obosit. Ai pus oarecum stop, da. Că it's the same thing over and over again, știi? Și te trezești și a doua zi iar ești așa, iar nu știu, adică n-am progresat în... Da, e bine să le încerci, e normal să le încerci. Da, și a fost super ok și nu am niciun fel de... Și cine știe, poate o să revin iară cu chef de activități de genul ăsta. Atât că am ajuns în Bali și credeam că tot așa trebuie să ieși la party-uri și am ajuns aici și am început să alerg, să văd așa oamenii. Ești la oamenii aici sunt foarte matinali. Și loc, adică cafeneaua se deschide la 6. Da. Cafenea la surf pe la 6 oameni deja sunt în apă. Și zic, bă, dacă toți fac așa, e vibe. Ce fain e să, nu știu, zici cu un prieten, bă, ne vedem la o cafea. Bine, mâine la 7. Bă, ești nebun. La 7. Și tu n-ai de lucru, n-ai nimic, numai așa, că ai tu chef. Încep să fac alte chestii și nu prea am fost la party-uri. În schimb, în Canggu, cât am locuit în Canggu vreo 2 luni, am fost la ceva party-uri și sunt bune. Sunt party-uri bune.
și foarte mulți turiști care vin aici din Australia sau din tot felul, și din Europa, că tot nu e așa scump dacă îți găsesc deal-uri bune. Și vin doar să bea și să se distreze pentru o săptămână. Și se vede că ăsta e vibe-ul în Canggu. Uh-huh. În schimb, găsești niște party-uri care sunt foarte bune. Uh-huh. Este un party la care mergeam în fiecare joi, într-un skatepark cu muzică rock live și un vibe super bun. Uh-huh. Și nu-i focusat pe alcool sau așa. Uh-huh. E efectiv vibe-ul bun și e gata la 12. Muzică bună, da. Muzică bună, uh-huh, e ce trebuie. Uh-huh. Deci sunt party-uri bune. Dar cred că am fost în oraș în total într-un an de 10 ori. Uh-huh. Așa, noaptea. Da. Cel mai bun club din Asia e aici, în Uluwatu. Uh-huh. De care ți-am spus, da. Savaia, îi ce trebuie. Dacă cauți asta... Și asta dorești, da? Cred că găsești, dar părerea mea e că insula are așa de multe de oferit. Da. În timpul zilei. Incredibile, și... în partea, prima parte a zilei. Da. Încât partiurile îs bune, dar nu sunt la fel de bune. În sensul, uh-huh, că mai găsești partiuri ca aici, în Europa, în alte locuri. Unde, da. În schimb, lifestyle-ul ăsta de zi nu-l mai găsești. Uh-huh. Uh-huh. Eu nu l-am mai găsit altundeva. Și atunci... Pentru mine cam asta a fost decisiva, uh-huh, cumva, mă duc să petrec, dar pot petrece și acasă, uh-huh, surf, chestii astea matinale, dimineața, alergat, mă văd cu prietenii, cunosc, I don't know, waterfalls, uh-huh, așa, nu prea pot să fac altundeva. Uh-huh. Tu de-a lungul anului ăsta ai făcut și escapade mai mult sau mai puțin forțat în afara Baliului. Odată la 2 luni trebuie să-ți înnoiești viza, pentru asta trebuie să ieși și să intri din nou. Așa că te duci să... Dacă nu ți-e o viză mai serioasă, dar pentru mine nu era o problemă. Exact. Așa că ai ieșit în Coreea, în Japonia, în Singapore, în Filipine. Da. Filipine, Kuala Lumpur. Da, zine câteva cuvinte despre Coreea, de exemplu. Coreea, exact, chiar vorbeam cu o prietenă care acum a ajuns acolo să stea o lună. E foarte steril așa environment. Mm-hmm. Ajunge acolo... Cum ai descrie tu steril? Primul e foarte curat, oamenii sunt foarte... prezentabili, foarte, aha, educați, aha, toți sunt frumoși, slabi, albi, aha, așa, păpuși, da, sunt depus în vitrină. Da, îmi ziceai că fashion, ultima linie de fashion. Și eu care călătoresc cu un rucsac, îmi place și mie să mă îmbrac frumos, dar nu prea pot, că n-am destule cu mine, o nurgeantă așa. Și știu că am ajuns acolo și eram gen, și eu vreau să mă îmbrac fain, și eu mă uitam și le făceam așa, poză. Inspo, da, te uiți și umbli pe stradă, poză, sunt foarte faini. Orașul, na, eu am fost acolo cu un proiect și am stat doar într-un cartier, că e un cartier mai bogat, cumva Gangnam sau ceva de genul, uh-huh, foarte populare, e cele mai populare turistice, dar e curat, deci n-am văzut, uh-huh, am auzit că sunt, noi, Asia, uh-huh, mai sunt zone așa cu, cumva, căsuțe mai micuțe, mai improvizate, uh-huh, mai nu știu cum, dar unde am fost eu era... Gangnam style. Poate, da. Probabil. Asociezi acum numele, da. Gangnam. Da. Ceva, da. Exact. Și era foarte frumos. Cafenele de specialitate, restaurantele. Și costul vieții cum ți s-a părut? Mai era scump, dar nu era atât de scump. Uh-huh. Nici nu mai știu exact, pentru că proiectul ăsta cu care adică eu am fost... Adică mai ieftin decât Europa de Vest. Cred că da. Da. Dar de obicei sunt foarte atentă cu prețurile. În Corea am fost cu un proiect și aveam totul inclus, da, în, da, proiectul, da, ăsta. Era, da, da, ai fost fotograf și... Da, am avut mese, cazări, taxiuri, uh-huh, nu trebuia să fac nimic, totul era plănuit, uh-huh, de aia, nici n-am avut timp să explorez foarte mult. Uh-huh. Dar nu mi s-a părut. A, uite, n-am fost, efectiv, n-am fost să mănânc pe banii mei niciodată, pentru că toate erau primire, asigurate. Știi, asigurate. Dar era fain client. Și era o cultură de asta. Acolo am ieșit mult în oraș, uh-huh, și erau, da, acolo se știu cu... Cluburile cu ești în oraș sunt foarte buni. Și sunt niște cluburi super exclusiviste, super cool, uh-huh, e ce trebuie, uh-huh, cumva. Și cum te primesc ei ca european? Nu sunt foarte mulți europeni după ce am văzut eu. Uh-huh. Sunt foarte prietenoși, dar nu știu bobă de engleză. Serios? Nimic, zero. Uh-huh. Și ei și japonezii, nimic. Dar sunt drăguți, sunt tot așa. Amabil, da? Cumva, cred că te și idolatrizează într-un, uh-huh, fel. Știi, uh-huh, că ești vestic, uh-huh, nu știu de ce, că și doresc, cumva și ei au o cultură foarte faină și foarte frumoși, da, și foarte, uh-huh, nu știu cum. Dar nu, la ei cumva standardul e să fie albi, să, da, fie nu știu cum. Noi vrem invers, eu încerc să mă bronzez, colorați-mă. Da, 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 încerc să obții ce nu ai. Da. Bun, hai să ne mișcăm un pic mai alert și să mergem în Japonia. Japonia, ai stat acolo similar, două, trei săptămâni? Da, trei săptămâni, similar, foarte frumos. Recomand oricui să viziteze Japonia, măcar o dată în viață. Nu a fost pe vibe-ul meu.
și pentru, din cauza momentului în care am fost. Tu ai făcut un backpack trip. Backpack trip cu o prietenă. Ați mers cu trenul. Really nice. Țara e incredibil de frumoasă și de pusă la punct. E, nu știu, it doesn't make sense. E perfect, vide e un showroom. Din haosul ăsta. Haosul ăsta unde n-ai nevoie de carnet, n-ai nevoie de nimic, poți să faci ce vrei tu și zici la polițist, bine, domn, ok, nici nu există polițist, da. Până la urmă, de fapt, stai. Și mergi acolo și n-ai voie să mănânci pe stradă, nu există coș de gunoi și trebuie să duc gunoi în rucsac acasă. Că la ei urâța, nu pot, cum să pună coș de gunoi pe stradă? Da. Aia nu înseamnă că arunci pe jos, ferească. Da. N-ai voie să fumezi pe stradă. N-ai voie să mănânci pe stradă. N-ai voie să mănânci pe stradă. N-ai voie să faci X, Y, Z. Și dacă nu ești de acolo și n-ai pe cineva de acolo, nu înțelegi nimic. Te uiți așa stângă de dreapta, eu cu Gloria eram tot ziua, bună ziua. Încurcăm, se supără ăștia pe noi, că nici nu vrem. Dar e foarte frumos și e incredibil. E foarte lonely, dar e foarte frumos. Deci cum te-ai mișcat acolo? Tren, 400 la oră, la timp, la secundă. Deci pe ceas. Dar și 33 pleacă, 32, 33. Și buf! Deschid ușile. Ghinion. Și cu punctualitatea mea, am avut niște lecții de luat, de învățat acolo. Gloria tot timpul zicea, hai odată. Acum. Ok, ce ai învățat cel mai, știu eu, care e cea mai importantă lecție în Japonia? Așa, ce-ți vine în minte? Ce să zic, am realizat sincer cât de valoros, cumva, nu vreau să zic așa nu, dar am realizat cât am fost acolo ce important e pentru mine socializarea. Noroc că eram cu Gloria, dar ne-am dat seama amândoi, foarte lonely. Uh-huh. Deci oamenii sunt foarte, știi, ei... Izolați, așa, foarte individualiști, nu? Pe de o parte. Da. Pe de altă parte, nici nu vorbesc engleză. Nu, sunt foarte prietenoși, sunt foarte amabili, sunt foarte așa, dar... Formaliști, dar da. Dar mai mult... Uh-huh. Abilitatea lor vine din maniere, nu din curiozitatea de a afla cine ești. Comunicare sau, directă, sinceră. Cumva dacă mergi în, nu știu, în România, de exemplu, mi se pare, nu sunt amabili, nu sunt foarte amabili. Da. E că o să mai, nu o să fie super nice cu tine tot timpul. Dar te pun la masă, îți vorbesc cu tine, îți dau o țuică. Cu adevărat curioși, păi tu cine ești? Da. Ce faci aici la noi în țară? Zine și nouă, ia un loc. Știi, dacă trec de bariera aia de stranger în România, îi spune că te iau și te duc. Da. Gata, dar tu la mine acasă stai o lună. Da. Așa, primul moment, nu știu că neapărat param super amabil. Da. Nu dau seama cum văd de un turist. Ok. Și unde ți-a plăcut cel mai mult? Sau care crezi că e locul recomandat de vizitat în Japonia? La munte. La munte? La munte. În zona rurală? Și în Hakone am fost noi, lângă Mount Fuji. Zona aia, sate, cu de jucărie. Zici că e de jucărie. Piste de biciclete și câte un japonez bătrânel așa merge pe biciclete și soare și se uită la Mount Fuji și dacă îi faci o poză zici, bă, ăsta n-are cum să fie adevărat. Aha, ok. Deci acolo ți se pare că e... Și în Kyoto, care e un orășel mai, cred, mai vechi. Tradiționalist, istoric, da. Tradiționalist, dar nici un oraș nu e mic la ei, sare câteva milioane de fapt. Dar sunt căsuțe, multe căsuțe. Și deci nu percepi agresivitatea orașului. Mici, cu ramen și totul e așa de jucărie. Și totul e de poze. Ține să faci poze la tot. Ok. Hai să mergem un pic scurt în Singapore. Practic un oraș. Da, not my vibe. Da. E foarte... Civilizat, foarte curat, frumos. Bine, aș locui acolo dacă aș avea urban, un motiv să locuiesc acolo, dacă ar fi un proiect, un ceva, scump, dar n-aș alege neapărat. Scump. Foarte scump. Nu e așa scump ca Londra, dar e foarte scump. Și nu mi se pare că merită cumva, după mine, dar e foarte frumos și it lives up to the hype, dacă vorba de treaba asta cu luxul ăsta și organizarea și tot. Hai câteva cuvinte despre Filipine, că ai fost și acolo și ai stat și acolo câteva săptămâni. 10 out of 10. Aș și locui acolo. Și da? E fain. Mi-a plăcut. Am fost doar în două locații, într-un oraș, actually 3. În capitală, într-un oraș și în încă o insulă. O insulă care... Care insulă? Cum se numește? Siargao. Mulți speculează că o să devină Bali și... Eu validez această idee, cumva. E mult mai mică, deci am făcut-o într-un tuk-tuk, doi prieteni. Că toți le-am făcut viza, dar am zis, no, hai să mergem în Filipine o săptămână. Așa iese mai ieftin, împărțim costuri, nu știu ce. Am crezut că e aproape, după ce ne-am bucuit, cazarea ne-a seama că sunt trei avioane. Wow. Bus, trei întors. Ok, bine.
Și am închiriat un tuk-tuk și am făcut toată insula pe tuk-tuk. Un tuk-tuk care pleca numai dacă îl împingi. Da. Și l-ați condus voi. Da, și eu l-am condus. Practic, tuk-tuk-ul e un triciclu. Are două roți pe spate, un soi de banchetă din aia. Un video, am ceva video. Un banchetă de pasageri. Șoferul are ghidon de motocicletă. Și e extrem de primitiv. Putere foarte mică. Foarte mică. Da. Scria maxim 35 la oră pe la, scria numere peste 35 la oră că se strică. Se dezintegrează, da. Că se supraîncălzește. Okay. Scria interzis să bagi pedala până în capăt. Scria pe bord. Diferența între Bali și Filipine, mă rog, nu vreau să generalizez, insula Siargao, că în rest n-am fost, sunt niște chestii diferite care nu te aștepți cumva. Bali e foarte dezvoltat. Adică, eu când am ajuns aici am fost șocată să văd că au aproape autostrăzi, cumva. Da, sunt segmente de autostrăzi. E vest. Da. Ok, e haos, dar ai tot, ai săli, ai nebunii. Da. Un lifestyle super ridicat. Adică, cea mai faină sală e nice, dar nu se compare cu ce este aici. Da. E o sală, așa, pe pământ, cumva. Uh-huh. Arată bine, e cool, cu plante. Drumurile nu sunt asfaltate toate, decât drumul principal și este un singur drum și unul care taie insula. Uh-huh. Deci, unul e primitivă așa insula, însă localnicii, după mine, sunt mult mai deschiși și mai modernizați în multe feluri. Da, cred că sunt catolici. Poate fi un motiv pentru care eu am simțit un pic că m-am simțit un pic mai apropiată de ei, pentru faptul că aici, cum sunt musulman și hindu, religia lor e foarte frumoasă. Dar eu nu înțeleg foarte bine și nu-i neapărat... E un gap cultural seamănă, cumva. Exact, e un gap destul de mare. Acolo m-am simțit mai similară cu ei, într-un fel. Și mi s-a părut că sunt mai deschiși, mai egali un pic. Fetele păreau să fie la fel de independente. Vedeai fete făcând surf. Aici nu prea vezi fete făcând surf. Da, localnici, în da, fel. Da. Mai ales în zona musulmană, acolo... Da, sunt un pic diferiți. Aici sunt mult mai respectoși. Uh-huh. Mult mai respectoși. Acolo bărbații sunt mai... Așa, mai latini un pic. Nu zi e latin, dar au fost o felul... Cu spiritul ăla, au avut o felul de influență, o grămadă de lungul lui spanioli, au fost acolo. Se simte. Sunt diferiți. Dar foarte frumos. Recomand oricui să meargă. Bun. Hai să întoarcem în Indonezia. Tu ai fost în vest de Bali, în Java. Pe urmă ai fost și după aia am fost împreună la est de Java. Da. Cum a fost de Bali, pardon, la est de Bali, la vest de Bali, cum a fost în Java, care e cea mai mare insulă? Eu n-am gustat-o foarte tare. Ai fost acolo cu scooterul? Da, toate astea le poți face cu scooterul. Conduci, ferii, conduci. Uh-huh. Și feriurile astea nu sunt excelente ca și organizare, dar e aproape insula, deci nu ți-a atât. Câteva ore, două, trei, patru ore am asta făcut. Asta a fost sub o oră, asta spre Java, că e super aproape. Nu a fost vibe-ul meu pentru că... Nu era turistică, nu asta mi-e problema, ci nu avea nimic pentru turiști. Era destul de local așa și pentru mine problema a fost mâncarea principală. Nu am găsit mâncare bună. Incredibil, cum spun eu. Da, nu am găsit nimic mâncare bună și era numai mâncarea asta localnică și localnicii, deși erau așa un pământ, o resursă uriașă, bogat și poți să aibă orice aici, legume, fructe. Ca România în multe feluri, oamenii care ajung să mănânce prostii. Da. Știi, și la sat dacă mergi, zici, bă, dar de ce nu mănânci mere din curte, aia, așa? Și cumpără, nu știu, prostii de la magazin, chipsuri de la magazin. Și așa era și acolo. Și nu am găsit mâncare. Totul era picura ulei. Și ulei de la... Fiert în ulei. Nu vreau să știu uleiul ăla prin ce o trecut unde a fost. Și nu era, era rău. Deci a fost rău și n-am fost singur. Am fost cu un prieten și el era de aceeași părere. Am rămas amândoi destul de dezamăgiți de mâncare în primul rând. Și pe mine mâncarea mă influențează foarte tare. Eu dacă n-am mâncare bună, m-ai pierdut. Da. Localnicii erau ok, dar am simțit un pic așa că mai pe interes. Sau a fost pur și simplu instinctul meu. Musulman, dar a fost și în alte locuri unde nu a fost așa. Ăștia erau mai... Instinctul meu a fost ceva parcă trebuie să am grijă. Nu așa de încredere. Nu așa de încredere, nu. În schimb, a fost pe un vulcan acolo, care a fost o experiență. O experiență faină, pentru că orice experiență e faină. În cadrul natural spectaculos. Spectaculos, un vulcan, trebuie să punem și niște poze cu lavă albastră, foc albastru, spectaculos. Da. Însă... Partea mai puțin bună? Da, turismul ăsta accelerat așa în Indonezia, au ajuns la tot felul de oameni care nu sunt pregătiți pentru așa ceva și educați să managerească așa un turism. Și
turiștii abuzează de localnici, localnici nu știu să facă bani, nu știu, nu e un echilibru, totul nu e în armonie, nimica nu merge. Și am ajuns acolo să facem un hike, trebuia să urci câteva ore, să cobor câteva ore, părerea mea că nu e super complicat, dar adică e doable de oricine, dar obosești. Acolo este un fel de mină de suprafață, se exploatează surf, da, deci, exact. Care se găsește acolo în abundență și cadru natural din resursele vulcanului, în cratere vulcanului. În cratere-i surf. Și oamenii aia creau cu spatele surf de sute de ani. Okay? I guess. Da. Și făceau drumul ăsta de 3 ori pe zi, 4 ori pe zi și cu sacii. Cărau surf cu spatele, da. Și apoi să cobori în crater. Da. Și cam, cred că 3 ore și jumătate de oră sau ceva da. Genul. Luau, mergeau în crater, luau saci, urcau. Și în timp... Voi ați fost acolo, în paranteză, cu măști. Cu măști. Ei nu poartă măști. Pentru că era un mediu toxic. Arde ochii. Da. Dacă bagi mâna în lacul ăla cu sulf, mai mult de 10 secunde îți distruge țesutul, da. Ce voiam să zic e că oamenii ăștia urcau de 3 ori pe zi, coborau și făceau asta pentru bani de nimic. Și trebuia să care. Cu timp ușor găsit niște... Modalitatea a simplificat procesul și au construit aceste roabe cumva, cu care reușeau să urce împingându-le până la crater, da. Dar apoi tot trebuiau cu sacii să coboare și să urce cu surf în spate. Da. Și apoi îl puneau în acea roabă și îl coborau jos. Și cred că făceau pentru asta 5 euro, 4 euro, ceva aberații și era muncă grea. Și a venit turismul peste ei, au început mulți din ei să se facă... ghizi, antreprenori, more or less, că nu au neapărat spiritul ăsta foarte mult. Foarte mulți îți spuneți manageriți decât eu nu mai așa. Vizionar. Mai vizionar, da. Și cei care cărau, au zis, bă, dar noi cărăm, ăștia plătesc 50 de euro să îi ducă unul numai să le arate cum să urce și noi cărăm pietri pentru 3 euro și transpirăm și ăștia vin să facă poze, influenceri. Și... și-au făcut aceste roabe, le-au transformat în scaune, că acolo voiam să ajung, fără detaliile astea extra. Și-au făcut scaune din chestiile astea, niște scaune cumva așa, care stai un pic pe spate și au două roți, spun și niște poze, cu două mânere aici, ca un scaun de handicap, seamănătare, un pic diferit, totul e improvizat ei, și le pictează și le fac unui Ferrari, unui nu știu ce, și te întreabă când ești la bază, vrei să te împing până sus, cu mâna. Deci e un hike greu. Și ăștia stau și te întreabă, cine vrea, nu știu ce, să te împing. Și sunt turiști care zic, bă, eu nu vreau să urc, împinge-mă cu mâna, cu corpul, fără nimic, împinge-mă în sus. Dar nu știu, n-are sens. E o potecă până la urmă. E o potecă. Aia și poate fi urcată de către nu știu, cumva, orice om sănătos. Da. Deci am rămas foarte prost așa. Un gust foarte prost așa după chestia asta și mulți oameni grei, fiind o potecă grea, nu poți să-l ducă un singur om. Și atunci sunt patru. Doi în față, cu o sfoară aici și trag și doi împing. Și tu stai așa ca prințul și stai pe telefon și te joci Clash of Clans or whatever, să urci un vulcan când puteai să-ți miști curul. Da. Simplu. Da. Nu știu, și costă vreo 60 de euro și undeva, cumva, și ăștia în partii ei 15 euro, ori făcut bani de ceva. Și totul e în buzunar, deci sunt mulți bani, de fapt, în Indonezia. Da, dar până la urmă știi așa un soi de decădere umană. Știi? Aia mi se pare mie, asta am simțit și eu. Și cumva. Pentru cel care pentru plătește aia 60 de euro și pentru... În scaun, mă întreb, eu cum poți tu, piștii de 30 de ani, că ei aveau 30 de ani unii, deci unii erau gagici de 20 de ani. Despre Java, care ar fi o concluzie, nu știu, pentru cei care ar fi curioși să meargă? Părerea mea e că dacă vin Bali, sunt alte locuri mai frumoase în care poți să mergi, dar în același timp am fost 3 zile, fără ghid, fără recomandări, mare lucru, n-am știut unde să mă duc, deci nu pot să... Safe? Safe, dar nu pot zice că m-aș duce singură neapărat sau... M-aș duce singură că știu cât de cât când se treaba pe aici, safe. Dar nu e același vibe ca aici în Bali. Safe, nu? Că toată zona asta e safe. Da. Dar... Bun, hai să vorbim un pic despre zona de est, unde am fost noi împreună. Ai fost înainte. Împreună am fost în insula vecină care se numește Lombok, o insulă musulmană. E o insulă care cumva acum începe să fie cucerită de turiști. Sunt câteva orășele sau sate care se transformă așa într-un fel de hub-uri din astea de
turism, servicii, cazări, sunt o mulțime de vile care se construiesc într-un cadru natural foarte asemănător cu, cu ăsta de aici din Uluatu. Am înțeles că sunt câteva care sunt top premium. Ziceai tu că circula pe aici vorba că Leonardo DiCaprio a fost în Lombok. Da, am zis cea poze. Da? Și pe urmă, din Lombok am trecut mai departe într-o insulă mai mare care se numește Sumbawa, tot o insulă musulmană, și acolo am stat o săptămână. Da. Cadru natural absolut impresionant, ca și aici de altfel. Dar neatins, exact. O insulă, cum aș descriu, foarte wild. Da, sălbatică, mult mai primitivă. Comunitățile sunt mult mai înapoiate decât astea de aici. Da, nu prea există orașe. Destul de multă poluare. Da. Un haos, sărăcie mult mai mare. Nu sunt educați deloc în a înțelege diferența între o coajă de banană și o sticlă de plastic, da, din păcate. Și nu e neapărat vina lor, dar nici știu cum se educe. Ai văzut că pe feribot au aruncat o pungă de gunoi în apă. Da. Pungă de plastic. Nu pot să cred ce văd, dar cu plastic? Da. O pungă mâncat, plastic, o pus. În condițiile în care la 10 pași era un tomberon de gunoi. Buf! Și m-am uitat așa și... Eu ce să fac acum? Să-l cert pe ăsta? Că să-l ai la casă, nu pot să-l... Da. Nu știu. Da, greu. Și vedeai mult de asta. Da, ăsta e un aspect destul de, cum să spun, înfricoșător. Trist, înfricoșător, poluarea, foarte mult plastic. Sunt unele plaje în care curenții aduc plastic, mult plastic aruncat pe străzi. Da, e un aspect destul de trist. Apăsător, așa. Ok, hai să vedem. Zine o poveste care, cum să spun eu, pozitivă și una negativă, o experiență pozitivă și o experiență negativă. Greu să mă gândesc la să extragi așa o poveste din 2 ani de călătorit. Da. Mă, și nu aș ști, chestia e că dacă aș sta să mă gândesc, probabil aș putea să vin cu un răspuns destul de concret, dar în moment așa în care îmi vine off the top of my head și nu pot zice că e cel mai special deloc, dar ăsta mi-a venit prim acum, că nu m-am gândit deloc la întrebarea asta înainte de interviu. E când am fost în Sumbawa o prima dată și... Este cu plus sau cu minus? Cu plus. Nu a fost o poveste, e un moment așa în care mi-am zis, bă, ce tare că se întâmplă asta cumva. Mi-am zis că eram mică și visam la călătorii cu surfboard-ul. Am mers acolo cu niște prieteni care mi-am făcut niște oameni atât de faini și de amuzanți și de visători și de inovatori și de cool și o grupă de oameni șmecheri. Din tot felul de locuri din lumea asta. Germania, America, Hawaii, whatever, tot felul. Turcia, evident. Da. Și am luat scuterele cu surfboard-ul și am condus din Bali până în, mă rog, din Bali până în Sumbawa. Și într-o zi, ăștia surfer buni, am mers la valuri mari, eu n-am ce să caut acolo. I-am luat un coach local, un domn, îi plătești un pic, te duce el, te ajută, că, nu, dacă nu știu spoturile, nu mă fac singură. Și mi-am amintesc că mergeam așa, conduceam o oră să mă duc la surf. Și am ajuns la surf, am făcut surf într-un spot pe care tu l-ai văzut deja. Da, da. Cu niște locali, eram numai eu și 10 localnici. M-am împrietenit cu toți, atât erau de drăguți. După aia ăștia m-au luat cu ei să mâncăm la o tanti în curte, pe jos am mâncat cu găinile în jurul nostru, era o oală cu apă unde te speli pe mâini și ei mănâncă cu mâna. Da. Orez, pui atâtica, legume și cu mâna. Nu știam să mă descurc cu orezul ăla, nici cum mi-a picat din mână. Și după aia toți ne spălam așa în oala aia și după aia m-a dus la un waterfall, am sărit acolo la waterfall, ne-am distrat, și făcut tot felul de poze și după am luat acasă. Și mi-am zis pe drumul spre casă, conduceam prin paradisul ăla cu surfboard-ul aici. Ce zi? That's a cool moment. Ce zi? Și mă duc acum de la localnici ăștia, am fost cu ei la o cascadă impresionantă, am făcut surf în paradis și mă întorc înapoi în orașul în care noi stăteam, la prietenii mei, care sunt toți surferi school și mergem să mâncăm tuna tartar, care costă 3 euro, da, la cină, într-un golf cu un apus. Spectaculos. Spectaculos. Yeah. No, it's not. Nu știu care sunt circumstanțele care m-au dus aici, nu contează. Faptul că eu am trăit momentul ăsta în viața asta e excelent. Super. Cu plus. Da. Și cu minus?
cu minus, oare nici nu știu de ce să mă leg, știi, când vine vorba de minus, că așa ca și safety, de exemplu, nu am prea avut probleme. Am avut o singură experiență când eram în Europa cu un tip care a fost foarte dubios și acolo nu s-a întâmplat nimic, a fost tot a fost ok, eu știu să gestionez situațiile astea foarte bine, dar o spun de prima dată în viață în care cineva m-a prostit așa, un bărbat, într-adevăr, 30 de ani, mi-a zis că la hostel tu pretenești cu oamenii super ușor, mergeți la cafenea, era într-o duminică la 1 și cumva am zis eu, eram în living, că mă o să beau o cafea și o să stă că vrea și el să vină. Ok, be my guest, îl știam deja. O poveste mai complicată și nu e atât negativă, dar a fost pentru prima dată în viață când, mă rog, am coborât cu ăsta la cafea și cumva, nu știu cum să explic, a fost un moment de la, n-am fost atent, așa? Stai că știu eu o cafenea, de fapt, hai să nu mergem la care ai zis tu. Zic, bine, hai mergem la o cafenea de care tu o știi, m-am gândit că o fi lângă hostel. Cumva trecem stradă, comandă un taxi, ce hai merem cu taxi. Dar n-am apucat să reacționez, zic, bine, hai merem cu taxi. Am trezit că merem departe, nu era un moment de la de pericol, dar ți-am spus povestea asta mai demult. Nu era un moment de pericol, pentru că era prânz, taxiul ăla, eu am văzut că i-a pus adresa și vedeam unde mergem. Aveam prieteni la hostel care știau și pe el și pe mine. M-am asigurat că am niște chestii și decât să fac o dramă de aia, de ce ies eu din mașină, așa, nu era pericol. Dar a fost un moment în care poveștile alea care le mai auzi de la fete, gen că m-o prostit, nu știu ce, și niciodată n-am reușit să empatizez, pentru că foarte rar mi se întâmplase să chiar mi se pare că n-am control. Da. Și eram în mașină cu asta și am vrut să bem o cafea nu știu unde și mă simțeam atât de rău. Că simțeam că nu-i un om bun. Și aveam vreo 37 de ani, eu aveam 18 ani, abia împliniți și am simțit că, bă, ăsta nu-i bine deloc, ce-i cu el, e dubios, e ciudat, făceau o grămadă de comentarii dubioase și chestia încă ciudată era că se combinase cu câteva zile înainte cu o tipă de la hostel care mi-a dat prietenă. Eu am crezut că numai bine că ăștia erau împreună, pot să fiu prietenă cu el, că dacă el e cu asta, ce fain e, știi că n-are prietena ta iubit, ești mult mai safe cu omul ăla, cumva. A fost o chestie asta foarte ciudată și l-am dat, știi, eram la cafenea acolo, era foarte dubios tipul, nu era deloc pleasant așa și foarte weird, așa, am zis, bă, eu trebuie să plec, am băgat ceva motiv de asta. Ideea e că nici nu puteam să, cum am, în capul unde eram, ce țară sau oraș? În Portugalia eram. Nici nu aveam ce să-i zic mare lucru, pentru că el stă la același hostel cu mine. Da. Păi ce, fug de asta și ne vedem la hostel iară, nu puteam să fac o dramă, dar a fost... Nu știu cum să-i explic, aia zic, nu sună dramatic și nu sună la nimic. Și a fost prima oară în viață și singura dată în viață în care am simțit într-un moment că m-a prostit, m-a manipulat asta să vin aici cu el și nu știu cum să plec. Și are niște intenții care nu... Are niște intenții și mulți au niște intenții, dar tot timpul știu, am eu control. Bă, du-te de aici. Da. Lasă-mă în pace. A fost foarte dubios și m-am simțit foarte proastă. Cumva. A fost foarte nașpa. Singura dată în viață când mi s-a întâmplat așa ceva. Ah, ok. Not nu bad. Nu știu. Nu, not bad. Aia îți spun, dar a fost prima dată și singura dată în viață când am înțeles cum ai putea să ajungi într-o situație de genul. În care să te prostească pe față. Și ok. Și să nu știi să reacționezi. Și a fost foarte dubios. Foarte ciudat. Dar despre zona asta, Bali, n-ai... Experiențe rele. Da. Tu ești oricum foarte pozitivă și foarte... Experiențele rele sunt gen... Nu știu, două prieteni care au avut un mini accident de scooter, aia a fost mai nefăcut pentru ele, gen, eu n-am avut nicio treabă și în două săptămâni a fost ok. Da, ok. Chestiuțe de astea mici, dar nu pot zice, am avut o experiență mai neplăcută neapărat. Bun, am călătorit așa de mult în poveștile noastre cu tine, sau tu ne-ai plimbat în așa multe locuri. Cât e de important pentru tine să știi că ai un acasă? 100% important. De ce? Sau cum? Opa, plăturaș. Pentru că eu cred că ăsta e motivul pentru care pot să călătoresc așa relaxată. Liber cumva și careless, gen. Da. Mă duc oriunde, n-am ce treabă, pentru că eu știu că oriunde îs, zic, ok, gata, mă întorc acasă. Am o acasă care o să fie tot timpul locul în care eu o să mă simt cel mai bine și cel mai confortabil. Familia mea e acolo, prietenii mei sunt acolo, rădăcinile mele sunt acolo. Totul e acolo. Adică eu când mă duc să fac, cum Victor are, frate meu, chestia asta, știi? Mă duc să fac hike aici în Bali, e nice, dar e altceva când fac în apusenii mei. Da. Că mă simt acasă. Și e foarte important pentru mine să mă duc în locuri și să locuiesc în alte locuri și să văd, dar niciodată nu o să se simtă un loc ca și acasă. Eu mă simt foarte, foarte
rădăcinată. Da, pentru că te întreb asta pentru că am înțeles și din poveștile tale și am și întâlnit oameni care practic nu mai au una acasă. Pentru mine chestia e o perioadă de timp acasă, îi balie, pe urmă cealaltă interval de timp de un an, de doi, de cinci, de cinci luni. Foarte mulți oameni care au chestia asta, oameni, mulți din ei sunt americani care au mixuri. Și n-au cum să aibă una acasă, pentru că părinții tăi sunt de acolo, străbunicii de acolo, ei sunt de acolo, s-au mutat acolo, după aia s-au mutat acolo, așa. Da. Și tu ai 15 milioane de nații în tine. Au trăit niște rădăcini foarte bine deloc, prinse. Nu știu familiile. Și au avut o viață de nomazi. Noi avem rădăcini în zona Clujului, cât știm noi. Da. Tot e din zona aia, tot suntem de acolo. Și pentru mine chestia asta e extrem de importantă. Și valorific foarte tare să am un loc, un refugiu. Atunci îmi dă puterea asta infinită să plec oricât, oriunde, că eu știu că oricând mă întorc acasă e exact așa cum am lăsat. Un punct stabil. Da. E acasă și e basically două lumi diferite, două universuri paralele care merg cumva, dar ce e interesant pentru mine e că în multe feluri stagnează cât eu plec dintr-unul în celălalt. Rămâne similar. Știi ce zic? Da. Bun, hai să ne întoarcem tot așa în zona asta oarecum pragmatică. Ai întâlnit o mulțime de oameni, tineri, aș zice eu, toți, acolo până în 30 de ani, în medie. Cum se gestionează ei? Unii dintre ei trăiesc călătorind, alții profesează călătorind. Adică, cum te gestionezi? Adică dacă cineva ar fi interesant să plece, poți să câștigi? Poți. Și cu cât fiind mai mult plecat, îți dai seama că poți. Poți să-ți administrezi cumva viața din niște resurse care le ai acasă? Deci, părerea mea e unu. Zine niște exemple. Sunt foarte multe chestii care trebuie să le lași deoparte. Foarte multe chestii de confort, legate de confort, legate deci de stabilitate. Trebuie să renunți la niște elemente de confort, de stabilitate. Și când pleci și vrei să faci niște bani pe drum, trebuie să înțelegi că unele chestii nu o să le ai. Mai ales la început. Nu ai cum să știi să fie previzibil costul. Nu ai cum să te aștepți la tot ce se întâmplă. Nu ai cum să... Dacă n-ai un job online, care e mai greu să-l găsești un job care să-ți plătească destul cât să și călătorești, mai ales în România, da. Și care să... să fie flexibil ca și interval orar. Exact. Deci dacă nu ai un job care e stabil și îți dă tot timpul banii ăia, trebuie să înțelegi că dacă lucrezi în domeniul creativ, o să vină și o să plece banii, nu ai stabilitate, nu ai cum să o ai, nu știi ce se întâmplă unde ești. Asta, în principal, nu ai stabilitate și nu ai confortul de acasă. Dar se pot face banii în foarte multe metode. Se pot face o grămadă de bani din design, foto, video, social media. Și e o chestie care crește tot mai tare. Sunt foarte mulți tineri, pentru că e și o chestie destul de simplu de învățat, cumva. Dacă ai în tine chestia asta creativă, așa, un pic de un spark creativ, și te duce capul, nu trebuie să ai școală neapărat, e bine, dar ca să începi nu trebuie să ai școală, să ai un pic de... intuiție către marketing, către așa, poți să faci online, poți să vinzi chestii online, cunosc o grămadă de oameni care au, și nu e vorba de urmăritori neapărat, ci pur și simplu vând chestii online, au produse online, au cursuri online, sunt care au mulți urmăritori, dar majoritatea care au mulți urmăritori și care au devenit viral peste noapte, nu au devenit viral peste noapte, l-au avut 3 ani să posteze zilnic și să aibă 300 de vizualizări și trebuie să zică, bă, tu ești un pătetic, ce-i cu tine, bă, postezi pentru nimeni, că trebuie să fii faimos. Da. Și overnight, 500.000 de oameni au zis, wow, ce tare, și acum works. Deci asta e o sursă foarte mare de income, faptul că ai influența asupra oamenilor și poți să vinzi chestii. Online-ul, da. Fotografia, iarăși o chestie foarte mare, dacă poți lucra cu branduri din străinătate, eu am mai făcut chestia asta, mai sunt branduri din alte țări care au nevoie de conținut în Bali și ei îți trimit produsul și tu le faci conținut, pentru că pentru ei e mult mai scump să-și trimită un fotograf de la ei din țară, să-i cumpere bilete, să-l trimită în Bali, decât să-mi dea mie angajat pe mult proiect. Mai puțin, da, pentru că nu trebuie să-mi plătească avioane. Eu sunt aici că oricum îmi place și e win-win pentru ambele părți. Mai sunt oameni care lucrează mulți în cripto, care e un domeniu pe care eu nu-l înțeleg, din păcate. Mi-aș dori să-l înțeleg, poate o să vină un moment în care o să depun un pic de forță să-l înțeleg mai bine, însă pentru mine e complet abstract. Da. Dar sunt o serie de oameni care fac asta. Care și sunt mulți care au
business-uri aici. Am cunoscut, azi dimineața am fost la cafea de la italianul ăsta care, da, cu iubita engleză, care are un mini coffee shop. Deci peste tot găsește, da, știu eu, occidentali, europeni, australieni, americani, aici, care au un business. E mai tricky legal, știi tu. Da, e un cadru legal care trebuie să locuiești aici, trebuie n-ai cum să nu locuiești aici. Și trei, e foarte greu să îți, pe lângă ca să-ți dea autorizații și chestii, îi nu prea te lasă să lucrezi tu ca și foreigner, ceea ce e foarte fair și normal, foarte bine că e așa. De exemplu, n-ai voie să fii prof de surf, n-ai voie să faci chestii, dacă singurul mod în care ai dreptul să lucrezi aici e dacă dovedești că un indonezian cu cetățenie indoneziană nu e capabil să facă job-ul tău. Ah, ok. Deci tu ca prof de surf, prioritate nu ai voie de să prof de surf, pentru că vii aici și fur banii, le iei banii. Când poți să facă oricine chestia asta de aici, că și ei ești bun la surf. Da. Și atunci, dacă ai un business, nu poți angaja oameni vestici, nu poate managerul dacă dovedești că e nevoie de un manager vestic, dar în rest, nu ai voie decât localnici, which is fair. Da. De mie mi se pare destul de complexă treaba asta cu business-urile și nu merită doar dacă ești dispus să locuiești aici 10 ani. Altfel nu te bagi în așa ceva, după mine. Da. Fără experiență, fără habar n-am. Da. Dar asta mi se, așa mi se pare mie. Da. Ok. Ne-am propus să facem o oră jumătate, așa ne apropiem de termen. Hai să vedem, în final, am o întrebare dublă. Unu, dacă te simți împlinită pentru ce ai făcut? Și doi, ce le recomanda tinerilor de vârsta, să zicem, vârsta ta, să facă legat de o astfel de experiență, de călătorie din asta lungă, în lumi pe care nu le cunosc, nu le controlează și de ce? Adică cum să facă și de ce să facă chestia asta? Unu, dacă te simți împlinită. Da. Da? Sunt foarte mulțumită cu decizia asta. Însă îi povesteam cu o prietenă din Cluj care e la facultate și cumva îi spuneam, bă, nu știu ce fac. Nu știu ce fac. Nu știu ce o să fac. Nu știu ce o să fac, nici acum nu știu ce fac. Numai că acum e mai simplu că sunt aici și mai e cald măcar. Da. Și drăguț. Dar nu știu ce o să fac. Și chestia asta, eu nu sunt un overthinker. Chiar nu, și sunt om foarte realistic și foarte, pentru o femeie, mi se pare că sunt foarte ancorată în realitate și rațională, poate prea rațională câteodată cumva. Și nu mă consumă neapărat gândul ăsta, ci pur și simplu, bă, de multe ori mă întreb, bă, eu chiar nu știu ce fac, ce o să fac, nu știu unde să mă duc, povesteam și cu tine, că au trecut 2 ani și au fost foarte fain și am descoperit multe chestii care, cumva, sunt foarte mândră de mine că am reușit să le fac. Dar sunt multe, cu cât călătoresc mai mult, cât am seama, nu știu nimica, dar nimica nu știu. Și pot să fiu eu super matură, că mi se zice des, și confident, și eu consider că sunt destul de matură pentru o fată de 19 ani. Dar nu știu nimic, deci nu știu nimic, nu am eșuat, nu am făcut greșeli, nu, mi s-a oferit cam tot ce am avut foarte multe oportunități în viață pe care, ok, congratulations to me, le-am luat și le-am folosit, dar în același timp le-am avut. Da, ok. Și de multe ori stau și mă gândesc, bă, să mă duc să studiez. Ok, ce? Habar n-am. Pentru că era mai simplu când am terminat liceul, că nu ai atâtea variante. Nu vezi toate tipurile astea de lifestyle și eu aveam o idee de ce să studiez, eram cât pe ce să mă duc. Păi erai deja înscrisă. Eram acceptată, aveam totul bifat, nu știu ce. Bă, totuși un an stăm, că vreau să văd lumea și dacă nu o văd acum o să regret și trebuie să mă duc să văd. După aia mai stat un an, eu nu vreau să studiez ce voiam atunci. Nu că e o problemă cu studiul respectiv, pur și simplu nu sunt dispusă să ofer 4 ani din viața mea unei profesii, unui domeniu care nu pot zice că mă interesează atât de tare sau că o să-mi aduc atâtea bani, nu știu dacă aș vrea să fac asta în viață. Și cu cât plec mai mult, cu atâta sunt mai multe oportunități infinite și întrebarea e când ai oportunități infinite, cum alegi care din ele vrei să ți-o faci realitatea? Adică pe ce direcție să mergi? Da. Și cumva asta e obiectivul meu principal anul ăsta a fost, să nu, era fain într-o vreme să fie infinite. Însă încerc cât de mult, în loc să aleg una e așa, nu asta, nu asta, nu asta, nu, ok, nu. Da. Nu. Și încet, încet se fac tot mai puține. Dar întrebarea e, pentru mine cumva, care mi-o pun tot timpul, direcția în care eu merg într-un fel sau altul, că tot merg într-o direcție, nu știu așa de bine, dar direcția tot într-una merg. Da. Acolo o să ajung în 10 ani. Ce fac astăzi influențează ce se întâmplă în viitor. Cumva, nu știu,
nici știu ce acțiuni să fac zi de zi, știi, cumva, care îs acțiunile care se mă duc acolo? Da, acțiunile care se contribuie cât mai semnificativ la locul în care tu vrei să ajungi. Da, și eu știu unde vreau să ajung și eu am niște chestii destul de ok definite și într-un multe feluri sunt foarte mândră de modul în care îmi gestionez visele și golurile. Mi se pare că am disciplină încât să fiu mulțumită cu mine. Da. Dar în același timp e atât de ușor, mai ales la vârsta asta, să te pierzi în, cum zici tu tot timpul, în reward-uri de astea pe moment. Da, în senzații. Și am trăit așa foarte mult timp, pentru că am urât și am vrut să fug de toate responsabilitățile, care încă îs de părere că nu ar trebui un copil de 18 ani să se angajeze într-o viață atât de... Sunt copii care salvează bani la 18 ani, fac facultăți, totul ca în 10 ani se învăță, dar trebuie să și trăiești. Da. Și deja se întâmplă mult chestia asta, mai ales în... Sacrifici experiențe frumoase, da. Că foarte mulți oameni în vârstă zic, bă, du-te și vezi lumea, du-te și bucură-te de viață, cât poți, cât te duc genunchii, cât ai chestii, cât nu trebuie să ai familie, nici nu ai partener, eu singură în lume, singură cuc, pot să fac ce vreau. Și e fain, dar povesteam unde am revenit cu prietena asta mea din Cluj care e la facultate și bă, pot să-mi imaginez cumva că ai problema asta pentru că eu am un proiect. Da. Am 6 ani de facultate, mă duc și o carieră care e clară. Și, clară sau nu clară, dar măcar e a 6 ani zbifați și între timp se mai așează chestiile, dar eu nu am nimic. Zero. Și mai aveam și pe voi care îmi ziceți, fă ce vrei. Noi te susținem oricum. Ce vrei să faci? Aia, te par destul de hotărâtă și îs, dar... Da. Câteodată, nu. Și acum, întrebarea e pe viitor ce o să fac eu, cu vorba de la împlinită, dar îs foarte pierdută și ăsta e riscul cumva acestui lifestyle. Nu știu care sunt următorii pași, chiar nu știu. S-ar putea să studiez ceva, dar n-aș vrea să stau 4 ani într-un loc, n-aș vrea să stau... I don't know. Trebuie să mă duc acasă, din paradisul ăsta, să stau un pic într-o lume aia mai comunistă, mai gri, așa, mai... Materialistă? Mai materialistă, așa, știi, de la... Încruntată. Asta nu e realitatea, nu? Poți să o faci să fie realitate, dar mai trebuie să stau un pic în lumea aia mai așa, să mă mai lovească o realitate și să-mi pun niște întrebări și să fiu ceva din nou. Bine, acum ce fac ca să mă întorc în Bali? Bun, hai să vorbim acum despre, ai vorbit despre tine, foarte fain, noi am împărtășit o mulțime de gânduri și eu sunt foarte relaxat legat de drumul pe care o să ți-l alegi, n-am emoții și... E natural cumva să te frământe. Da, am avut și eu 19-20 de ani fain. Și retrăiesc foarte multe emoții din vârsta aia când nu știam ce o să fac. Okay? Era și perioada aia de tranziție de la comunism la știu eu ce urma să fie. Deci necunoscutele erau mari, mari și dominante. O să se așeze lucrurile, n-am o problemă. Dar nici eu. Bun, de ce ar merge niște tineri de vârsta ta, de ce ar merge, ok, și cât ar fi de accesibil sau de complicat să o fac? Hai să vedem prima întrebare. De ce ar merge? Români. Da, de ce ar merge niște... Pentru că diferă tare dacă ai... Da, bun, hai să zicem, de ce ar merge niște români de 20 de ani în lumea asta mare? Eu consider că e foarte, foarte important să vezi culturi diferite și stiluri de viață diferite și gândiri diferite. Și valori diferite. Valori diferite. Totul sunt... Să te expui. Sunt atâtea chestii care tu nu știai că există. Moduri de gândire care tu habar n-aveai că există. Și dacă ești un om cu o casă, cu o creștere așa, probabil nu o să-ți schimbi foarte mult gândurile. Eu am realizez des cumva că tot acasă îmi place cumva, într-un fel. Da. Mă simt mai româncă în multe feluri și apreciez multe gânduri care sunt la noi în țară, deși multe nu. Da. Multe da. Dar e foarte important să pleci și să vezi cum gândesc alții. Da, să ai repere de comparație. Să și ai atâta termen de diferiție. Adică ai văzut, până tot timpul povestim, ce bine știu culturile deja. Da. Ce bine știu cum se poartă un australian comparat cu un spaniol, cu un indonezian. Da. Știi la ce e bun fiecare. Bine, 900%, n-ai cum, că toți sunt indivizi, individuali. Da. As a whole, așa, te cam prinzi cam ce fel de oameni ce o să facă. Și eu cred că ajută foarte mult în viață să știi de ce se poartă în felul ăsta. Uh-huh. Înveți istoria lor, înveți... Bă, aici, în Indonezia, ei de ce-s hindu? Ei de ce-s așa? Oare de ce-s așa rezilienți? Poate și de aia cumva... Cum deși ori ținut religia asta?
asta înseamnă că dacă își țin religia asta, când ori veni și ori încerca să-i facă musulmani, au o reziliență în ei. Se vede și în modul în care își trăiesc viața de zi cu zi. Da. Sunt tot felul de chestii astea care le conectezi și începi să înțelegi de ce omul e așa cum e. Ok. Și de ce tu ești așa cum ești. Adică, deci o lecție continuă, mie mi se spune des cumva că sunt foarte onestă și foarte, foarte upfront și câteodată prea onestă. Da. Dar îmi dau seama că așa sunt noi românii, da, în foarte multe feluri. Uh-huh. Avem și o istorie comunistă, avem și o chestie în care, bă, I don't have time to give a shit. Da. N-am timp, n-am timp, noi ne-o fă greu și acum merem înainte. Da. Să, știi? Și sunt multe, multe feluri și acum, ăsta e un motiv pentru care eu cred că e foarte important să pleci de vreme de acasă, să nu te afunzi în niște valori și niște gânduri care nu sunt ale tale, înainte să vezi un pic ce există. Că apoi dacă te întorci acasă și ești de acord cu ce ți s-a predat și ce ai învățat și cine, cine ai fost și cine ești, e altfel, pentru că știi, bă, am văzut ce este în jur și eu aleg asta. E foarte bine să-ți faci conexiuni în toată lumea, mai ales în ziua de azi, globale. Ajută, cine știe unde ajungi, unde mergi, cine știe cu ce te ajută X, Y, nu știu ce. Și... e o chestie foarte benefică, n-o cunoști oameni de peste tot și îți dovedești ție însuți că ai puterea de a fi independent. Da, și știi să gestionezi situații care... adică se întâmplă orice... le găsești doar aici. Da, și e foarte importantă școala formală, de asta tot vorbim noi și cred că m-ar ajuta foarte mult să fac o școală formală at some point. Da. Însă școala vieții trebuie să o faci și asta cumva. Da. Și nu știu că până... poate în 5 zile am zis, bă, ce prostii am vorbit. Da. Așa am zis despre vlogul de acum, bă, ce prostii am vorbit. Oi, taci odată. Da. Dar cred că e foarte important să trăiești niște experiențe așa day to day, să știi cum să gestionezi oamenii și momente în care n-ai control, și cu tipul ăsta, povestea negativă. Am învățat, acum mult mai bine văd ochii, intenția unui om, știi? Dar nu numai în situații cu băieți, așa în general, ce vrea asta de la mine? Nu-s sceptică și aleg să-i văd ca oameni buni pe toți inițial, dar știu să identific. Ai un senzor în plus. Am o intuiție foarte bună în ultimul, tot mai tare mi-o dezvolt, încep să simt... asta nu. Asta nu, asta da și proporții de 80%, 90% am încredere 100% în intuiția mea. Bun. Super. Deci am vorbit de ce. Cum? Cât ar fi de accesibil? Da. Mă, în Europa, eu recomand oricui tânăr care are niște bănuți strânși să stea la hostel. Chestia asta în România e văzută ca fiind degradantă. Cum să stai cu alții în cameră? Cum să stai cu alții în cameră? Cum să faci niște genul ăsta de chestie? Am văzut de ce să plece tinerii și ce câștigi dacă pleci. Sau ce ai câștigat, ce ai de câștigat. Da. O altă întrebare este cum să pleci. Cât cum e de complicat, corect. Cât e de accesibil. Cumva, sau, cred că foarte mulți au temerea asta. Eu am apreciat la tine că ai avut curajul, sigur că noi te-am suportat, dar ai avut curajul de a vrea să pleci. Da. Și ai găsit calea și resursele și ne-ai convins pe noi și... împreună și am făcut lucrul ăsta posibil. N-am dar până la urmă super lux comparat cu ce eram obișnuită. Exact. Da, a fost hostel, a fost destul de, cum să spun eu, budget. Adică dacă te uiți înapoi, astea sunt probleme mici, dar cumva mi se pare o chestie deci care o recomand oricărui tânăr român. Îi hosteluri. Eu nu înțeleg chestia asta în România, îi foarte, nu vine cuvântul. Degradant. Da, frowned upon. Da. A, cum să stai la hostel, dormi cu alții în hai cameră, să zicem, umilitor, ce trebuie mie să mă duc, trebuie să stau la hotel. Să... Da, până la urmă, tu nu ești la vârsta la care să ai nevoie de un hotel, n-ai nevoie de chestia asta. E foarte important să mergi să cunoști. Oricum dormi oriunde că... Da, mai ales dacă ești tânăr, probabil mergi să și bei în oraș. Cui pasă unde dormi? Du-te și cunoaște niște oameni, vorbește cu ei. La hostel poți să mergi singur. Oricum, super simplu. Nivelul de siguranță e Europa. Total. Da. Și hostel e super ieftin. Deci 20 de euro pe noapte. Nu știu, dau un exemplu dacă anybody wants, știi, dacă cineva de pe YouTube se gândește, vreau să fac un trip și nu știu unde să mă duc. Ok, am o recomandare off the top of my head. Du-te în Barcelona. Ia-ți un zbor din Cluj, din București, probabil din Sibiu, îmi imaginez da, că este. Da. De oriunde. Zboară în Barcelona, caută-l până mai ieftin, intră, mută date, nu știu da? Ce, caută, găsești la 50 de euro dus întors. Ok, creștinte că îți niște bani. Da, niște bănuți trebuie să strângi. Da. O chestie. Du-te, stai la hostel 4 nopți, o noapte 20 de euro, 80 de euro, pe zi, dacă ai grijă, 20 de euro, da, te descurci cu 20, n-o să mănânci, stai niște, n-o să mănânci brunch, da, n-o să mănânci, da, nu știu ce. Ok, ai grijă, dacă ai problema, știi, da, adică, sunt 4 zile, dar sunt niște experiențe care te formează. Da. Și du-te singur, că n-are ce să ți se întâmple. Da. Te duci singur,
te vorbești cu niște oameni de acolo, cunoști oameni din alte culturi, vezi ăia ce fac călătorind. În loc să îmi dau eu cu părerea aici, mai bine vezi niște oameni direct într-un hostel pe care poți să-i întrebi, bă, tu cum ai ajuns aici, din Australia, tu ce faci, tu cine ești, tu ce crezi despre asta, despre asta, nu știu cum. Hai să ne distrăm și o să vezi 4 zile ce putere în tine, în confidence-ul tău, îți dă o genul ăsta experiență, pentru că îți dai seama ce putere ai să mergi singur în locuri și nu pățești nimic, ești singur și într-un cred că, așa, adult fiind, cred că asta îți dă o raportare continuă spre alți oameni, știi? Uneori poate că e dureros, îți dai seama că ești prost în unele situații, în alte situații îți dai seama că ești în control și îți dai seama că, de fapt, alții sunt mai proști decât tine. Și poți să te calibrezi foarte bine versus societate, dacă în lumea asta, știi? Te expui la niște interacțiuni care ele practic te formează. Ori dacă stai chiar și citind, nu ai cum să folosești senzorii ăștia umani, nu, privirea, auzul, n-ai cum să citești body language stând cu ochii în 100 de cărți. Trebuie să te expui în niște oameni și cu cât culturile sunt mai diferite și cu cât mediile sunt mai diferite, cu atât lecția e mai validă, cred eu. Exact. Și ce vreau să zic e că, da, ok, e mult mai valoros probabil să mergi într-un loc mult mai remote, să vezi niște locuri așa, dar începe cu ceva mic. Da. Începe cu ceva mic. Ia-ți un zbor ieftin către ceva ce vezi acolo pe Skyscanner, pe Wizz Air și tu te zboară într-un loc singur, stai într-un hostel, 100% stai într-un hostel, e foarte important și vezi pe cine cunoști, vezi ce se întâmplă, n-are ce se întâmplă rău. Și am mai recomandat asta la oameni, m-a întrebat, ajută Melina, vreau să merg undeva, zi-mi unde să mă duc. Ok, du-te la hostelul ăsta, du-te acolo. Și mi-a zis, bă, a fost o experiență incredibilă, n-am crezut că se pot așa ceva. Și once you do it, done. Ai făcut o dată, o mai faci o dată. Și după aia poți să călătorești în lume. Dacă golul tău ar fi să călătorești, să trăiești în alte locuri, să vii să te muți în Bali, îți va trebui niște bani, îți vor trebui niște bani sau îți va trebui să-ți vină bani, constant. Da. Să ai job online, să faci ceva. Aici nu prea poți lucra. Eu mai am un gând care nici nu l-am împărtășit cu tine. Mediul ăsta de aici, Uluatu, să zicem, în care predominant sunt tineri, eu sunt aici clar outlier ca și vârstă, cred că îți dă o mulțime de posibilități de job. Nu știu, am fost altă seară la gym, aseară, ok? Acolo este un trainer care e lituanian sau ce mi-ai zis tu. Sunt. Sunt oferte de job, dar ți-am spus chestia asta. Studiouri de yoga, sunt o mulțime de de expați care au joburi aici. Și cred că poți să vii cu nebunia asta și cu curajul ăsta, pentru că cu siguranță dacă vrei să muncești, găsești. Au nevoie de manager de restaurant dacă ai background în Horeca, au. Cu siguranță cred că poți să-ți găsești. Câteva nișe în care acceptă oameni, însă ți-am spus că nu iau oameni care nu sunt localnici, dacă nu dovedesc că nu pot să facă un localnic jobul respectiv. Înțeleg. Deci în yoga sunt, la săli sunt, manager, dar nu stare mulți, și la manager sunt foarte mulți indonezieni, dar sunt câteva, în cel puțin în zona asta de health, acolo poți să-ți găsești. Yoga îi cerut. Deci dacă ai training de yoga, ai tot și așa, îți faci niște conexiuni, îți convins că poți să-ți găsești de lucru. Da. Foarte mulți life coaches și așa, sunt variante. Însă, cred că dacă vrei să te muți în Bali, sunt două variante. Ori ai niște bani strânși, nu foarte mulți, pentru că e foarte ieftin. Aici n-ai nevoie de mai mult de 2000 de euro pe lună dacă vrei să trăiești într-o casă cu mâncat în oraș la fiecare masă, cu scooterul cel mai șmecher. Însă dacă știi să te descurci un pic mai low budget, stai la un homestay un pic mai departe, 1000 de euro poți să trăiești. Da. Poți să trăiești. Ok. Acum, va trebui să mănânci la barung, din când în când, dar e doable, 100% doable. Mi se termină și bateria, așa că hai să închidem brusc. Da, nu? Mai avem 1%. Mulțumim frumos. Sponsorul emisiunii astea este Remax, business-ul pe care eu îl conduc în România și Republica Moldova. Remax face consultanță imobiliară prin o rețea de 7-800 de agenți imobiliari și poți să ai business-ul tău în Remax, agenția ta imobiliară Remax în franciză, poți să devii un agent imobiliar, să faci tranzacții imobiliare într-un birou Remax din orașul tău sau poate vrei să cumperi, să vinzi, să închiriezi, să investești în piața în care îți trăiești viața. Remax, agentul Remax, e o soluție pentru tine. Mulțumim fain, ținem aproape la cuibul de cuci, ne vedem la următorul episod. Salutări de aici din Bali!